avem nevoie de oameni pentru că suntem epuizați după atâția ani de muncă. Din păcate ne resimțim fiecare dintre noi. Volumul de muncă nu s-a ușurat, din contră s-a mărit pentru că a crescut numărul de căței. Dacă nu aveți timp să ajungeți la adăpost pentru a-i ajuta pe voluntarii de la Help Lăbuș, puteți să le ușurați munca prin donarea de mâncare. Căței nu sunt pretențioși, astfel orice bucată de pâine, un os sau boabe speciale le vor face un bine. O să avem nevoie de hrană pentru că în momentele cu temperaturi scăzute, din păcate noi nu mai putem să gătim, pentru că cam tot o să fie înghețat și atunci o să avem nevoie de hrană uscată. Dacă putem să primim și înainte de momentul temperaturilor scăzute, că avem unde să le depozităm, să ne asigurăm cât de cât hrana pentru perioada respectivă. În apropierea sezonului rece, la adăpostul de căței sunt necesare și lemne pentru încălzire. Nevoie și de lemne de foc avem nevoie pentru că noi încă le gătim și o să le gătim și o să încercăm chiar și atunci când va fi foarte frig să nu-i privăm de mâncarea gătită, să încercăm chiar dacă o să fie o pauză de câteva zile să revenim cu mâncarea gătită pentru că le place foarte mult și asta, fiind și mâncare caldă, îi va ajuta să depășească momentele astea de temperaturi scăzute. Căței își au locuința la marginea municipiului Galați, unde zăpada poate atinge chiar și 2 metri înălțime. Dacă suntem în impas cu desfundatul drumului până la adăpost, să ne dea o mână de ajutor cu un utilaj, să ne ajute să ajungem la peste 1000 de câini pe care îi avem în adăpost.